Europarlamentarul Jean Marinescu a ținut să vorbească despre reorganizarea administrativ-teritorială, pe care o vede cu ochi bune atâta timp cât va fi făcută după un plan bine stabilit. Marinescu este nemulțumit de faptul că nu s-au luat în discuție în guvern adevăratele probleme care trebuie puse la punct într-o astfel de regionalizare, ci doar s-a dezbătut problema ținutului secuiesc. Regionalizarea, eu nu cred că avea niciun fel de problemă. Numai că, din păcate, din ce am urmărit eu, dezbaterea nu s-a făcut pe lucrurile, să spunem, importante. Cum să creăm regiunea, cum să facem instituțiile, cum să creăm instituțiile. Nu. Totul s-a redus la ținutul secuiesc, la ce facem cu ungurii, ce înseamnă chestia asta, oamenii își pierd numele, își pierd așa și lucruri, după părerea mea, făcute doar pentru a avea o dezbatere. Jean Marinescu este de părere că România are nevoie de descentralizare, pentru că astfel comunitatea ar putea lua decizii în ceea ce o privește. Europarlamentarul a ținut să precizeze că toate fondurile care vor merge către bugetul centrului fiecărei regiuni se vor îndrepta către autoritățile locale din fiecare oraș și localitate a regiunii respective. Nu are nicio legătură că este o capitală undeva. Adică, în acest moment, banii de la Consiliul Județean X intră numai în capitala de județ? Pentru că luați un județ X, nu contează care, da? E același lucru. Primesc ceva bani. Pentru că descentralizare, știți ce înseamnă? Înseamnă că se mărește procentul de la buget, care se duce la autoritatea locală. Nu se duce la Consiliul Județean sau la Consiliul Regional, cum vreți să-i spuneți. Nu, dimpotrivă, se duce la autoritatea locală. În ceea ce privește situația economică din România, europarlamentarul Jean Marinescu a precizat că va înregistra un trend crescător în anul 2012.